Și colegul nostru, Cristi Popovici, este din nou pe front, este din nou în Ucraina, este din nou acolo de unde știrile trebuie să ajungă la dumneavoastră. La tine zilele sunt mai multe decât cele pe care le numărăm la momentul ăsta de bilanț, să-i spunem oficial, Cristi, pentru că tu ai fost acolo cu niște săptămâni înainte de declanșarea atacului. Bună seara, Cristi! Bună seara, da, prima dată când am fost în Ucraina în perioada asta complicată a fost în ianuarie anul trecut, când încă nu era război, erau tensiuni foarte mari chiar în zona aceasta unde suntem noi acum, în regiunea Donetsk. Am pătruns în partea controlată de ucrainieni a Donetskului și la ora respectivă anul trecut în ianuarie poate nu se gândeau oamenii la război la scară largă, ci cumva încercau să rezolve conflictul pe regiunea aceasta. Iată că a venit 24 februarie 2022 și totul s-a transformat în cel mai cumplit scenariu, da, care putea să lovească Europa după al doilea război mondial. Un Vladimir Putin care spera ca într-o săptămână să rezolve ecuația acestei confruntări, dar iată că după un an ucrainienii sunt tot aici, sunt și mai puternici și mai încrezători că îi pot respinge pe ruși, inclusiv din zona aceasta a Donbasului, pe care rușii o recunosc și ei, o controlează încă din 2014, de când practic a început războiul pentru ei. Astăzi noi am fost în Slaviansk și am fost în mai multe localități, alături de niște voluntari din Republica Moldova, voluntari români până la urmă, pentru că Tudor de aici, salut Tudor, bună seara! Să trăiești. Tu ești român de al nostru, da? Că ai și cetățenie română, exact. Și vii aici de la începutul războiului și vii și împarți ajutoare, vii și strângi bani din sponsorizări, de unde apuci și le cumperi la oameni alimente, produse și așa mai departe. Am fost astăzi, Adi, în niște zone, parcă era sfârșitul lumii, efectiv sfârșitul lumii. Sate rase de pe fața pământului și niște oameni care supraviețuiau sub pământ. Bătrânul acela unde ai dus astăzi ajutare, în beci, era un beci, tot satul ras, efectiv bombardat, că asta au făcut rușii cu zona aceasta a Iziumului și localitățile de lângă. S-au pus cu rachetele în apropiere și au lansat rachete luni întregi, cam jumătate de an, distrugând absolut totul în calea lor. Astăzi am găsit oameni acolo care supraviețuiesc, care rămân. Șapte oameni în satul respectiv. Într-un sat de 3-4 mii de oameni câți erau înainte de război, au rămas șapte oameni pe care voi astăzi i-ați ajutat. Ce te împinge? Cum devii? E totuși o zonă periculoasă, se aud, noaptea se aud bubuituri, suntem la 20-30 de kilometri de linia frontului și vii totuși de la începutul războiului aici. Bună seara tuturor, bună seara celor care ne privesc. Da, noi suntem implicați în această campanie umanitară aici în Ucraina. În prima zi al războiului am ajutat poporul ucrainean și celor refugiați care ajung în Republica Moldova, le-am oferit cazare și tot lucrurile necesare pentru ca ei să se simtă bine în țara noastră și după un anumit timp am început să venim aici în Ucraina din luna mai și venim asta în fiecare lună, de 2-3 ori pe lună venim aici cu ajutor umanitar ca să ajutăm oamenii, în special aici în regiunea de Est, pentru că aici sunt localități întregi distruse. Cum de supraviețuiesc oamenii ăștia? De ce îi mai ține? De ce nu pleacă? Probabil patriotismul care l-au și faptul că se regăsesc aici e pământul lor, e țara lor pe care le-a dat-o Dumnezeu și ei se luptă aici pentru a supraviețui până la ultima putere. Cum arată localitățile astea pe unde treceți voi? Îmi spuneai azi că e iadul pe pământ. Exact așa este. Deci nu vezi nici în filme astfel de imagini ce am văzut astăzi. E un coșmar, e un iad, e un dezastru total. Ce s-a întâmplat aici în această regiune și unii au reușit să plece din calea războiilor, dar totuși alții mulți au rămas care aici au trecut prin acest chin și teroare. De ei trăiesc practic în condiții de neimaginat, la limita subzistenței, n-au electricitate, se încălzesc cu lemne cum pot, stau în beciuri, stau sub pământ, au buncăre săpate cu mâna lor sub pământ și totuși nu pleacă din aceste zone, de pe aceste pământuri.
Asta, cu păreri de rău, ei totuși speră, au speranțe că va veni pacea și liniștea peste țara lor și strigă spre cer. De multe ori spun, aduceți-ne pace, aduceți-ne pace, pentru că asta este cel mai scump, cel mai prețios ce ne dorim. Și noi venim din partea noastră cu solidaritate și cu sprijin să ajutăm acești oameni, pentru că ne pasă, pentru că avem față de ei compasiune în inima noastră și vrem să ajutăm pe vecinii noștri. De asta continuăm. Am venit de data aceasta cu 20 de persoane aici. 20 voluntari. De voluntari, da. Îți mulțumesc, Tudor, baftă. Mulțumesc, practic, pentru că îi ajutați pe acești oameni și mult succes și în continuare. La fel le aducem și resurse, brichete, lemne, le aducem ca să aibă cu ce să se încălzească. Brichete din acelea în care se bagă foc. În subsolurile lor, pentru că ei nu pot să meargă în pădure să aducă vreascuri. E minat totul. Peste tot este minat și mulți au murit sub... Încercând să-și caute lemne. Și noi aducem acest ajutor strigent, vital, care au nevoie. Gata, mulțumesc, Tudor, și mult succes în continuare. Tudor, o să vină și luna următoare și peste 2 luni și peste 3 luni altul de voluntarii care s-au organizat și sunt nu doar din Republica Moldova, sunt și din România, care vin extrem de curajoși acești oameni și toată admirația pentru ei. Să știi că noi suntem într-o zonă veste, e beznă în jurul nostru, tot Merită o îmbrățișare fiecare dintre ei, rog, pentru încurajare, pentru îmbărbătare. Fiecare dintre ei merită această îmbrățișare, cum spuneam, așa cum și voi meritați să fiți prețuiți aici în țară, pentru că aduceți informația onestă, obiectivă, rapidă de acolo, așa cum ați făcut-o de fiecare dată și tu și Costi Pahonțu și toți colegii operatori cu care ați filmat, și tu și Ana Roman și Sabrina și Sergiu și Paul Ciurari și toți colegii noștri care ați trecut frontiera acolo. Ați făcut lucrul ăsta pentru că e important să nu avem doar din niște surse a căror, mă rog, obiectivitate de multe ori o punem la îndoială, că sunt oficiale sau semi-oficiale, multă lume se îndoiește, dar când vine de la voi, fiecare informație e limpede că e cea trăită, simțită, ca și povestea asta pe care ai împărtășit-o cu Tudor. Să mergi după lemne pentru a te încălzi e o aventură care te poate costa viața. E un risc pe care la un moment dat ți-l asumi pentru că, nu știi, să mori de frig sau să mori călcând pe o mină în timp ce ai intrat printre copaci să adun câteva crenguțe pentru foc. Asta e viața, asta e supraviețuirea acolo și de asta e important că voi sunteți acolo, Cristi. Mulțumim, Cristi Popovici, așadar... Și încercăm până... Te rog. Da, încercăm să arătăm ce se întâmplă aici, încercăm totuși să nu ne aventurăm astfel încât să ne punem viețile în pericol, deși astăzi s-au auzit alarmele de câteva ori și în zona aceasta. Să știi că suntem la aproximativ cât? 40 de kilometri de Bakhmut? Da. 40. Știi Bakhmut, Adi, da? Fortăreața ucrainilor care rezistă asaltului rusesc de mai bine de 6 luni. Este o dovadă de curaj ceea ce fac ucrainienii în zona aceea și am stat de vorbă și am un interviu foarte interesat cu unul din militarii care au luptat în Bakhmut și au eliberat Izium și Harkov. O să-l difuzăm zilele următoare și mi-a spus un singur lucru băiatul acesta: dați-ne arme, dați-ne elemente de artilerie, pentru că dacă vom avea rachete cu rază lungă de acțiune, dacă vom avea tancuri, reușim să eliberăm Donbasul, reușim să eliberăm Crimea foarte ușor și reușim să învingem în acest război pe care nimeni nu-l mai vrea. Exact. Și nimeni nu știe cât va fi de lung cât și nimeni de receptiv vor fi occidentalii. Nimeni nu știe unde va fi pacea la sfârșitul acestui conflict care pare fără de sfârșit. Mulțumim, Cristi, aveți grijă de voi în zilele următoare, transmite-i îmbărbătări și mulțumiri și lui Tudor acolo lângă tine și o să ne întoarcem la voi, la echipele noastre, ori de câte ori va fi important să avem informații.